Legenda raliurilor Walter Röhrl a fost impresionat de noul Porsche Cayenne pe care l-a testat pe Hockenheimring. Dublul campion mondial la raliuri și ambasador al mărcii Porsche a parcurs mai multe ture de test la volanul unui nou model de înaltă performanță în gama Cayenne, pe circuitul de Grand Prix Hockenheimring. Evaluând dinamica de conducere, Röhrl a descris noul Cayenne drept un mare salt înainte în comparație cu tot ceea ce a fost până acum. Această mașină redefinește semnificația termenului SUV. Prototipul condus de Walter Röhrl arată ca orice alt Cayenne Turbo Coupé, care a fost baza de dezvoltare. Totuși, acesta a fost optimizat pentru a oferi maximum din punct de vedere al dinamicilor, atât longitudinale cât și laterale. Pe lângă o serie de alte îmbunătățiri pentru șasiu și sistemele de control, sistemul de stabilizare activă a rulii lui Porsche Dynamic Chassis Control aduce o contribuție majoră la stabilitatea noului model Cayenne. Manevrabilitatea sa este, de asemenea, îmbunătățită de puntea față, care este complet reproiectată. Röhrl a fost capabil să-și facă o impresie detaliată a potențialului remarcabil al dinamicii de conducere a noului model Cayenne. Însoțit de sunetul gutural al noului sistem de evacuare din titan, care este echipat cu țevi de evacuare poziționate central, ambasadorul mărcii a condus tur după tur pe Hockenheimring și a fost extrem de impresionat. Mașina rămâne incredibil de stabilă chiar și în viraje rapide, iar comportamentul este extrem de precis. Mai mult ca oricând, ai senzația că stai într-o mașină sport compactă, mai degrabă decât într-un SUV mare, a spus Walter Röhrl. Este interesant că Porsche a ales ca bază tehnică Cayenne Turbo Coupé de 550 de cai putere și nu Turbo S hibrid cu 680 de cai putere. Accentul s-a pus însă pe dinamică, iar modelul hibrid a pierdut bătălia din cauza greutății suplimentare. Totuși, nu trebuie uitat că motorul V8 biturbo de 4 litri ale lui Cayenne Turbo Coupé dezvoltă chiar și 650 de cai putere sub capota lui Lamborghini Urus, în timp ce deținătorul recordului pe Nordschleife Audi RS Q8 se descurcă cu 600 de cai putere. Ne așteptăm ca modelul pregătit de Porsche să se încadreze în aceste limite, cu o putere a motorului care să depășească 600 de cai putere, posibil în jur de 630.